Există oameni care își fac lucrul normal și există oameni care fac asta foarte repede. De exemplu, acest bărbat care împachetează o cutie întreagă în doar 10 secunde. Mie sigur mi-ar lua o oră întreagă. Sau acest bărbat care deschide o grămadă de sticle cu o viteză de necrezut. Uitați-vă doar! Vă imaginați câte milioane de sticle a deschis în viața lui? Wow, uitați-vă cu ce viteză lucrează acest casier! Wow! Cât de repede a făcut asta? Eu când mă duc la magazin stau în rând câte jumătate de oră. Vă imaginați dacă mereu casierii ar lucra atât de repede? Acestui casier îi punem nota 10 pentru că s-a străduit la maxim. Uitați-vă cum dansează acest băiat. Parcă stă pe loc și se mișcă doar picioarele lui. Cum a făcut asta? Pe ce se ținea? Pe pipilăul lui? Cum stătea în aer și se mișcau doar picioarele? Nu-mi vine să cred, oare de cât antrenament a avut nevoie? Acest bărbat sigur știe ce face. Pentru ce să iai câte o țeavă pe spate, să o dai jos când poți așa să le împingi pe toate? Numai că e destul să facă o mișcare greșită și va cădea și el împreună cu toate țevile alea. Așa că trebuie să fii foarte atent. E venit timpul să vedem cum se mănâncă un pepene verde, adică un harbuz corect. De ce și-a dat cu aia în cap? Nu, prietene, nu așa. Nu așa se mănâncă un harbuz. De ce ai mâncat așa harbuzul? Pe lângă faptul că nu este deloc comod, el a scăpat pe lângă 90% din tot harbuzul. Ok, aici ce va fi? Op cu lopata, op încă o lopată. Cu așa viteză îi vor termina de construit casa asta într-o zi. Cât de repede, în loc să pună în căldare, să ridice, aruncă deodată, hop, hop. Acei băieți construiau o casă într-o zi, iar acești băieți construiesc un drum întreg într-o zi. Asta este incredibil, uitați-vă cât de repede îi pun drumul. Stai un pic, ce? Există printer pentru drumuri? Cine a mai inventat și chestia asta? Acum băieții din videoclipul trecut vor rămâne fără lucru. Și pentru asta acest printer primește nota 2. Priviți cât de repede acest om ștampilează o grămadă de foi. Nici nu doresc să le număr. Dacă toți oamenii din lume ar lucra atât de repede, atunci toate problemele care există s-ar rezolva într-o secundă. Chiar le va ștampila pe toate fără să se încurce deloc? Nu cred, pur și simplu nu cred, uitați. Aha, te-am prins, ați văzut, chiar și el a greșit. Apropo, nu uita să dai un pumn butonului de subscribe să fie gri pentru ca să nu pierzi niciun videoclip nou de pe canalul meu. Acest bărbat, ce face el? Pune gheața la înghețat? Nu știu ce face și nu pot înțeleg, dar face asta foarte repede. Priviți, hop, bravo, stați un pic. Hârtie de WC-ul se face așa? Ei au un rulon mai mare din care taie bucăți mai mici? Eu nu știam despre asta. Și apropo, cum măsoară ei ca fiecare rulon să fie egal? Eu nu vreau ca rulonul pe care îl cumpăr să fie cu un milimetru mai mic decât celelalte ruloane. Ok, ce face acest bărbat? A băut o sticlă întreagă în mai puțin de 3 secunde? Ce vrea să fac? Vrea să bea încă o sticlă? Ce? Am privit acest videoclip până la sfârșit și nu veți crede ce se întâmplă. El a băut toate acele sticle. Este cu adevărat un talent deosebit, dar pentru ce se face asta? Pentru ce se bea atâtea sticle? Nu, mie îmi este milă de el. Hai să vedem ce vrea să facă acest bărbat. Acela ce este, un frigider? Cum? Cât de puternic trebuie să fii? Prieteni, eu am ridicat frigider în viața mea și vă spun că un frigider este greu. Cum poate să-l ia în spate atât de repede? Stai un pic, văd acolo o bicicletă. Dacă el cu tot cu frigider se suie pe bicicletă, atunci eu sigur voi rămâne impresionat. Ai, hai că nu cred. S-a urcat pe bicicletă și gata, a plecat. Acest bărbat este într-adevăr foarte puternic. Uitați-vă cum acest bărbat toarnă ketchupul în aceste păhăruțe și nu a dat nicăieri deloc pe alături, nimerește exact. A, stați un pic, am văzut un loc în care el a dat ketchupul pe alături. Pentru că a dat o picătură pe alături primește nota 9, ci nu nota 10. Asta spun eu care și când beau apă oricum curge pe aici și mă ud. Acest bărbat poate să facă dintr-un balon foarte, foarte repede. Acum să vedem ce. Uitați-vă cât de repede lucrează mâinile lui. Și ce vă face? Ai un cățeluș! Cum a făcut asta atât de repede? Nu au trecut nici măcar 10 secunde. Dacă ai crezut că asta este viteza, atunci vezi ce se întâmplă aici. Toți acești lucrători așteaptă să schimbi roțile la o mașină care urmează să vină. Uitați-vă cât de repede. Mașina a venit. Gata, roțile au fost scoase, gata, roțile au fost puse și mașina a plecat. I-au schimbat roțile foarte repede. Nu, serios, eu știam că asta durează repede, dar nu atât de repede. Mă uit acum a doua oară și mi se pare incredibil cum ei fac asta atât de repede. Gata, mașina a plecat. Acest lucrător sigur nu lucrează atât de repede, pur și simplu imaginea e pusă să meargă foarte repede, așa.
vedem cum se aranjează bagajele într-un avion. Cu toate că știți ceva, eu nu cred că asta este real, pentru că dacă mereu s-ar aranja așa, atunci eu nu mi-aș găsi mereu bagajul boțit și cu roțile rupte. Pentru că ei mereu când aranjează, imaginați-vă că acest scaun este un bagaj, păi ei îl iau și îl aruncă așa acolo. Și asta, apropo, este foarte nu frumos din partea lor. În fine, în acest video totul este aranjat foarte frumos și foarte atent. Ce se întâmplă aici, pentru că eu nu văd nimic special. Ce? Voi ați văzut, prieteni? În acest video cameramanul alerga mai repede decât sportivii care toată viața lor s-au antrenat. Și a reușit să întreacă... Nu, stați un pic, eu cred că acest video este fake. Nu are cum asta să fie adevărat. Mai avem o mașină, dar de data asta nu-i va schimba roțile. Ce priviți ce fac băieții. Au ridicat toată carcasa mașinii. Ce fac ei? Mașina asta a fost și deja parcă nu mai este. Ce, deja i-a scos și roțile? Deci se primește că acești băieți au dezmembrat o mașină întreagă într-un minut. Eu am fost la Orange Blue, am construit o mașină în 2 zile care a căzut la prima probă. Am încredere mare în mașina mea și sunt gata. Se pare că acest bărbat se urcă pe copac foarte rapid. Ce? Acest bărbat care este îmbrăcat în alb s-a ridicat de vreo 10 ori mai repede. Cum așa? Și se dă jos tot la fel de repede. Eu când merg pe drum drept, merg mai încet decât el urcă copacul. Se pare că oamenii chiar pot să învețe să facă orice. Și încă foarte repede. Ok, ce se va întâmpla aici? Acest bărbat aleargă foarte repede. Aleargă cu o viteză foarte mare și asta mi-amintește despre ceva foarte amuzant. Când eu mergeam la sală, în spate, la această bandă pentru alergat, era o gaură în perete și cineva sigur a făcut acea gaură, așa că acest băiat a riscat foarte tare să nu pice. Acest bărbat tocmai a primit comanda să facă un burrito și uitați-vă cât de repede o face. Și anume că nu scapă nimic pe alături, face totul foarte bine, dar și foarte repede. Deja pune ultimele ingrediente, hai să vedem cât de repede îl va strânge. Ce? Deja e gata? Dacă acest bărbat ar lucra în orașul meu, m-aș duce neapărat la el. Ok, și aici avem un dealer care împarte foarte repede cărțile. Hai să vedem. Practic le arunc așa. Gata? Deja a terminat? Cândva făceam și eu trucuri cu cărți. Chiar mi-e interesant dacă mai pot să le fac. Ei, vă arăt altă dată. Bine, ce avem în acest video? Această femeie... stați un pic, așa se fac cartofii pai de la McDonald's? Și această femeie lucrează foarte repede. Pau! 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 Uite, așa fel de soție vreau eu, care să fie o adevărată gospodină. Ok, acest bărbat vrea să taie un fruct. Cum îl tai atât de... Ce fel de fruct e ăsta? Stați un pic, prieteni, eu nu înțeleg. Ăsta este dovleac? Sau este pepene galben? Da, și nimeni în niciun caz să nu pună niciun fruct și nicio legumă la mine în comentarii, ok? Totuși nu am înțeles ce fel de fruct e ăsta. Se pare că asta e tot. Dacă te-ai distrat alături de mine, atunci îți recomand să vezi și următorul videoclip. Eu pot așa, așa, așa și așa. Eu